Zeci de elevi de la o școală din Slatina, alături de câțiva credincioși de la o parohie din municipiu, au participat la un atelier dedicat artei încondeiatului ouălor. Gazdă a fost Muzeul Județean Olt, care are acțiuni dedicate sărbătorii învierii, denumite generic culori pascale. Participanții, în special cei tineri, au fost extrem de interesați de tehnica încondeierii ouălor în stil tradițional. Deși susțin că nu este o activitate ușoară, ei s-au arătat încrezători că vor reuși, cu perseverență și migală, să deslușească tainele acestui meșteșug. Este chiar foarte greu, dar cu timpul o să fii mai talentat, o să învăț cu pași mici. Mi se pare foarte interesant. Ai reușit să încondezi vreun nou până acum? Da. Este foarte interesant, câștig noi experiențe și îmi fac prieteni. Ai reușit să încondezi vreun nou? Cât de cât. Printre participanții la ineditul atelier de creație s-au aflat și două tinere ucrainiene din Odessa, care au fugit din calea războiului și au ales să rămână cel puțin pentru o perioadă în Slatina. Ele s-au arătat încântate de cele văzute și susțin că și în țara lor există tradiția încondeierii ouălor de Paște. Cred că este interesant și este greu de făcut, dar este real și acesta este oul meu. Nu e așa de frumos, dar am încercat. Am mai făcut asta acasă în Ucraina. Este dificil, dar avem multe lucruri în comun. Lecția de încondeiat ouă le-a fost predată celor interesați de unul dintre puținii meșteri populari în acest meșteșug din județul Olt și chiar din zona de sud a țării. Sunt foarte mulți doritori, numai că nu se poate realiza un produs foarte reușit de la prima încercare. Adică sunt copii care au pus pentru prima dată mâna pe condei, n-au cum să realizeze un produs perfect. Cum vi s-au părut copiii? Presurprinderea mea, foarte doritori să învețe și foarte talentați. Daniela Vlad, care a fost astăzi prezentă în mijlocul participanților la acest atelier demonstrativ, le-a explicat care sunt etapele, care sunt motivele și care este simbolistica motivelor ornamentale care se regăsesc pe ouăle încondeiate în județul Olt. În săptămâna premergătoare Învierii Domnului, în județul Olt, vor avea loc mai multe activități dedicate tradițiilor și meșteșugurilor pascale. Unul dintre acestea este reprezentat de concursul de ciocnit ouă de la Câmpu Mare, comuna Dobroteasa. El se desfășoară de 16 ani în a treia zi de Paște, în curtea bisericii din localitate, și a fost inițiat de preotul Ioan Ciucă.